Bună seara, oameni buni, sunt Daniela Vlad și voi sunteți cu noi pe 92,4 FM. Nu schimbați frecvența, rămâneți aici împreună cu noi, Radio Pro Lider FM. Sunteți și pe pagina noastră de Facebook, acolo unde ne puteți și vedea. În FM ne auziți, dar acolo ne și puteți vedea. Sunteți și pe liderfm.ro în spațiul online. Și de asemenea suntem și filmați astă seară, așa ca de obicei, astfel încât joi seara la ora 18 ne veți putea vedea și la Express TV. Mulțumesc echipei din seara aceasta, mulțumesc Andreea pentru pagina de Facebook, live Facebook, mulțumesc Alex Lungu, butoane, regia tehnică. Astă seară am o rugăminte la voi, pentru că avem un invitat special. O să vă rog să vă gândiți la niște întrebări, la câteva întrebări, pentru că și celor care sunt pe Facebook sau în toate zonele de internet mare, internet mic și cum să-i mai spunem, și lor le-am propus astăzi să adreseze întrebări pentru invitata noastră. Spun bună seara și bun venit, bun revenit de fapt, dar suntem într-un alt context în seara aceasta. Invitatei noastre, Daniela Puia, psihoterapeut. Bună seara, Daniela, și bun venit! Bună seara! Bun revenit! Bun revenit! Astă seară facem nu o oră, că nici măcar nu e o oră până la urmă cu tot ce intervine în emisiune, de așa zisă terapie. Hai să facem lucrul acesta, ce spui? Încercăm! Merită, vine primăvara, vin depresiile, vine astenia de primăvară, exact. Că depresiile sunt deja instalate de mult, ele sunt și vară, și iarnă, și toamnă, și primăvară. Așa că, oameni buni, dacă doriți să intrați într-o discuție cu Daniela Puia, nu o discuție cine știe ce lungă, să adresați o întrebare care vă frământă, care vă macină, ceva la care Daniela să vă poată răspunde, sunteți liberi să faceți lucrul acesta la numărul de telefon 0236-319-185. Veți putea intra în legătură telefonică directă cu noi. Pentru că mai am niște anunțuri de făcut și apoi vom trece la discuția noastră cu invitata mea din seara aceasta, vreau să vă reamintesc, data trecută făceam lucrul acesta, vă reaminteam de fapt, pentru că vă amintisem într-o emisiune anterioară, să vă reamintesc despre faptul că suntem încă în perioada Constantin Brâncuș. De ce spun asta? Pentru că astăzi suntem în data de 20 februarie, iar data de naștere a artistului, sculptorului român, sculptorului de nivel mondial, Constantin Brâncuș, data a fost 19 februarie. Astfel, în toată lumea, până la urmă, se sărbătorește această dată de naștere a marelui artist, a artistului nostru, născut, iată, în data de 19 februarie, în anul 1876, la Hobița Peștișori, în Gorj. A plecat din lumea aceasta într-o lume mai bună, 16 martie 1957, la Paris, Franța, de astă dată. Dar de născut s-a născut la Hobița. Oameni buni, vă adresez o întrebare astă seară și dacă vreți să răspundeți, faceți foarte bine. Câți ani se împlinesc de la nașterea lui Constantin Brâncuș? Hai că e simplu, internetul mare e plin, internetul mic e plin, toată lumea vorbește zilele astea despre Constantin Brâncuș. Cred că în emisiunea noastră viitoare vom putea fi și într-o corespondență telefonică directă cu actrița Claudia Modea, care va fi la Paris data viitoare, luni 27 februarie, că tot vorbeam noi în culisele emisiunii despre Paris, o să și ajungem să filmăm acolo la un moment dat, așa că pregătiți-vă. Actrița Claudia Modea va intra cu noi în corespondență directă de la Paris data viitoare, luni viitoare, în emisiunea noastră, deci mențineți frecvența pentru că prezintă acolo un spectacol deosebit, Brâncuș, dragostea mea, despre care am vorbit în emisiunea noastră, într-o emisiune trecută, chiar cu actrița Claudia Modea. Oameni buni, multe evenimente la Galați și nu pot să trec așa cu vederea peste ele. Au fost foarte multe lansări de carte și le reamintesc pe cele semnate Mircea Cărtărescu, moderator, profesorul și scriitorul și traducătorul și criticul și eseistul Doru Căstăian, profesorul nostru drag, cel care, iată, aduce oameni valoroși la Galați. Mulțumim, Doru Căstăian. Apoi l-am avut pe scriitorul, traducătorul, iubitorul de sport și comentatorul și interpretul, traducătorul
traducător în foarte, foarte multe ipostaze, interpret, dar scriitor deosebit, omul Radu Paraschivescu, care și-a lansat la Galați o carte, cartea recentă, Podul Diavolului. Lansarea a fost una de bucurie, în primul rând. A fost o discuție între publicul gălățean și Radu Paraschivescu, între publicul brăilean și Radu Paraschivescu, o discuție din care, și de o parte și de alta, cred că au fost bucurii și regăsiri și îmbogățiri. Am crescut și am învățat împreună, așa cum îmi place mie să spun. Dar primul care a început seria aceasta ultima lansărilor de carte a fost doctorul Florin Chirculescu, care a lansat la noi Solomonarul atunci când sărbătoream pe Mihai Eminescu, poetul, dar nu-mi place să spun numai poetul, omul Mihai Eminescu și, în primul rând, publicistul și jurnalistul, marele publicist și jurnalist Mihai Eminescu, pentru că a făcut în domeniul acesta performanță, la vremea aceea și autentic și acum. Ascultam zilele trecute în rostirea domnului Gheorghe Cozorici, a domnului Mircea Albulescu, a domnului Ion Caramitru, câteva dintre poeziile importante, mari, scrise de Mihai Eminescu și nu pot decât să vă spun să le ascultați și voi. Oameni buni, mâine, pentru că este marți și de fiecare dată marți, știți cum e, marți e Belgia, dacă e marți e Belgia, dar mâine avem din nou lansare de carte. Doru Căstăian ne anunță din nou despre o lansare de carte care va avea loc de astă dată la librăria Humanitas din orașul nostru. 18.30 este ora la care va începe lansarea. Este lansarea cărții Danei Jalobeanu. Este vorba despre o carte absolut specială. Vom intra de astă dată în lumea filozofiei, într-o lume în care, dacă intrăm, cred că trebuie să ne desfășurăm forțele atât de bine încât să-i fi plăcut și să-i placă și lui Seneca. De ce spun asta? Nu știu dacă vreau să vă explic. Vreau să vă trimit mâine la librăria Humanitas, ora 18.30, pentru o lansare de excepție. Moderator Doru Căstăian. Au fost premiere, a fost premieră la Teatrul de Operă și Operetă Nae Leonard din Galați, Mamzel Nituș. Acolo s-a făcut o întâlnire de gradul 3 între generații. Cei care au fost în sală s-au putut întâlni cu soprana Margareta Achiș, cea care a primit omagiul publicului, cea care a încântat generații și generații de spectatori și care, iată, de astă dată a fost în sală, dar a urcat și pe scenă pentru a primi un premiu, pentru a primi flori și pentru a se bucura de premiera Mamzel Nituș, unde de astă dată generația nouă a încântat-o pe Margareta Achiș. Dacă a încântat-o de adevărat, era trebuie să o întrebăm pe domnia sa, astfel că o vom invita într-o emisiune în studioul nostru. Daniela Puia este împreună cu noi astă seară în studioul ProLider FM. Daniela, îmi pare bine că ești aici. Îmi pare bine că ești aici. Am niște cărți care probabil că îți spun lucruri, că le știi și tu. Și am foarte multe întrebări pentru tine. Dar aștept și întrebările ascultătorilor noștri. Psihoterapeut, te întreb, așa cum te-am întrebat și data trecută când ai venit aici împreună cu Miora Munteanu, președinta Fundației Fantasticii Down. Dar te întreb pe tine de asta dată, în ultimii 2 ani, anii de pandemie, ai trecut, ai întâmpinat probleme deosebite, speciale, față de în anii dinaintea pandemiei? Cu siguranță toți am trecut prin diverse situații mai delicate, poate, dar având în vedere faptul că eu lucrez foarte mult cu copii, asta am discutat și data trecută, cu siguranță s-au simțit efectele pandemiei asupra copiilor, dar și asupra părinților. Efectele pandemiei, când spun asta, mă refer la socializare, adică partea asta umană de conexiune care ne-a lipsit tuturor. Și atunci, prin prisma asta, pot spune că da, au fost câteva situații mai
care, adică niște efecte care într-adevăr s-au... Dă-ne un exemplu care să fie concret și să fie unul mai deosebit. Nu știu dacă e mai deosebit decât altele, dar concret se văd efectele, în continuare se văd efectele. În ce constau efectele acestea? Dacă ne referim la copii, sunt asupra dezvoltării limbajului, pentru că dacă nu au avut partea asta de socializare cu semeni, adică cu copii de aceeași vârstă, comunică mai puțin și mai slab. Puțin decât exact. Altădată. Da, da. Și partea asta de socializare nu mai vine atât de natural. Adică copiii sunt puțin mai retrași. Același lucru de multe ori aș putea spune și despre, și despre adulți. Și pentru noi a fost, de și fapt, o provocare. Probabil, exact. Și adulții în general. Da, și pentru noi a fost o provocare să ieșim din partea aia de izolare și să reintrăm în normalul pe care îl știam înainte și să începem din nou. A fost o readaptare, practic. Se vorbește foarte mult și am cărțile acestea aici în care poți să citești mult despre ce vreau eu să spun acum. Se vorbește mult despre traumele pe care oamenii le percep în la perioada adultă, dar de fapt aceste traume sunt traumele care vin din copilărie. La un moment dat, unii oameni comentează așa: hai, lăsați-mă cu traumele acestea, că și înainte oamenii trăiau, treceau prin perioade foarte grele, dificile, poate mult mai dificile decât acum, că se spune că trăim o perioadă, poate cea mai bună din istoria omenirii. Cu siguranță așa e. Cu siguranță, iată, spui și tu că așa e, dar cele mai multe persoane cu depresie, cu anxietate, trăiesc în perioada aceasta. Cele mai multe sinucideri sunt în perioada aceasta. Și atunci, spune-ne, te rog, cum este cu partea asta de traumă pe care o resimți tu ca adult, dacă ți-o găsești, ți-o regăsești, și care vine din copilărie și mai ales din mica copilărie până la cei 7 ani? Apropo, pentru că trăim în perioade de câte 7 ani, de acestea de câte 7 ani. Apropo de Gabor Mate, că ai aici o carte foarte faină. Da, am cartea lui Gabor Mate, Când corpul spune nu, care este extrem de valoroasă. Da. Și o arăt și la cameră, cine dorește să o cumpere și să o citească. Și o recomand din tot sufletul. Mulțumesc. Gabor Mate vorbește inclusiv, nu doar el, sunt mai mulți specialiști, care vorbesc inclusiv de traumele intrauterine. Ceea ce înseamnă că viața e clar că începe din partea, încă de la concepție, dar tot ceea ce mama trăiește se răsfrânge asupra fătului. Și atunci putem veni deja cu anumite încărcături, să le zic așa. Da, pot fi traume, dacă și mămica trece prin niște situații mult mai delicate. Copilul preia absolut, tot ce trăiește mama. Da. Daniela, vin și te întreb, copilul preia și ceea ce trăiesc ceilalți membri ai familiei prin ceea ce percepe mama de la ei? Cu siguranță, pentru că practic trauma nu este altceva decât interpretarea proprie pe care noi o dăm unei situații. De aceea sunt mulți oameni, adică sunt oameni care trec prin situații asemănătoare, dar nu au reacții identice. Sigur. Și atunci, cu siguranță, este practic interpretarea pe care noi o dăm situației prin care trecem. Da? E clar că multe ne vin din mica copilărie. Adică foarte multe dintre trăirile pe care noi le avem acum sunt legate strâns de ceea ce ni s-a întâmplat în copilărie și felul în care noi am putut procesa copii fiind lucrurile astea. Cum își poate da seama un individ, un om, care nu merge să facă terapie, care la un moment dat, o perioadă lungă de timp, trece prin niște situații stresante, deosebite, grele, urâte sau frumoase chiar, pentru că și cele frumoase îți pot descoperi în tine, îți pot scormoni acolo și scot la iveală traume. Cum își poate da seama un individ că ceva în trecutul lui nu este în regulă? Un individ care, să spunem că e un individ cu un status social bun, care nu e bolnav fizic, care nu are probleme psihice, dar la un moment dat are o cădere și din ce în ce se simte mai trist, mai depresiv, e mai încolo puțin, ducem mai încolo discuția, dar întâi încep cu tristețea. Cum își poate da seama că e într-o post-traumă, dacă aș putea să întreb așa, să spun așa? Da, să zicem o post-traumă. Ideea e că în viața de zi cu zi cu toții ne întâlnim cu, să le spun, trigări.
Adică de fiecare dată când ne întâlnim cu o situație, avem anumite situații. Și te rog să explici ce înseamnă trigger, pentru că poate nu toată lumea nu știe toată ce lumea înseamnă știe trigger. Și în ultima perioadă se vehiculează foarte mult cuvântul trigger. Factor declanșator. Factor declanșator. Exact. Adică asta ar fi denumirea dincolo te rog. De asta. Și poți să folosești și trigger. Da, și atunci ne întâlnim cu anumite trigger. Important este să ne dăm seama ce simțim atunci când ne întâlnim și să ne punem întrebări. Indiferent că mergem în psihoterapie sau nu, ar fi ideal și minunat să facem asta. Dar când ar trebui să ne gândim să mergem în psihoterapie? Legat de traumele acestea, de momentul legat acela? Legat de multe lucruri, în momentul în care vedem că nu găsim soluții pe cont propriu. Adică în momentul în care, să zicem, că avem senzația că ne învârtim în gol, că sunt momente de genul ăsta, când chiar dacă, să zicem, că găsim informații, că internetul, exact așa cum spuneai și tu, e plin. Dar în momentul în care găsim informații, avem anumite conștientizări, dar nu reușim să trecem peste. Da? Și atunci, chiar dacă știu de unde mi se trage cu ghilimele de rigoare, nu știu ce pot face mai departe, atunci cu siguranță ar trebui să apelez la ajutorul unui specialist, care nu va diseca pentru mine tot trecutul, dar mă va ajuta și mă va ghida să trec pe acolo și să-mi dau seama care sunt trigării și de unde vin ei. Daniela Puia, invitata mea din seara aceasta, în studioul ProLider FM. Daniela, te rog să-ți continui ideea, pentru că rămăsesem, eram foarte, foarte atentă la ce vorbeai tu și chiar vorbeam aici cu oamenii în platou, în studio, că uitasem total de publicitate, pentru că partea asta a psihologiei și a psihoterapiei e foarte importantă. Și e fascinantă. Și e fascinantă și e, la un moment dat te captează atât de mult încât te duci în lumea aceea. Te rog, Daniela, să continui. Da, spuneam că e foarte important atunci când simți că nu găsești singur soluția, să poți să cauți ajutorul unui specialist care te va ghida prin procesul ăsta. Cum îți găsești, Daniela, specialistul? Pentru că nu întotdeauna faci echipă bună cu specialistul, trebuie să rezonezi, trebuie să ai chimie cu specialistul acela și să ai rezultate, pentru că altfel te duci de pomană. Cu siguranță. E foarte importantă chimia în orice fel în de orice relație, sigur, dar mai ales aici. Mai ales aici, pentru că e nevoie de o relație de plină încredere. Pentru că dacă mergi acolo, adică dacă vii la o ședință de psihoterapie, ar trebui să te poți deschide, practic, probabil, nu și din prima ședință. Te întrerup puțin pentru că vreau să atacăm cât mai multe probleme. Și poți să vii după o perioadă în care ai mers la zeci de doctori, ai încercat multe tratamente. Cu siguranță. Tu ești în continuare la pământ, tu plângi în continuare, tu ești anxios în continuare, faci atacuri de panică și atunci, ca să poți să beneficiezi și să fii bine, trebuie să ai încredere în omul celălalt. Da, sau poate că vii inclusiv cu temeri, sigur, adică cu siguranță vii cu temeri și cu siguranță cu nemulțumiri, poate, nemulțumiri, de la sau terapeuți. Poate chiar și cu negarea faptului că poate fi o cauză psihologică la mijloc și nu una fizică, pentru că nu avem de ce să ascundem în momentul în care avem o durere sau în momentul în care avem o suferință fizică, întotdeauna căutăm în primul rând să vedem unde este cauza prin medici. Da? De multe ori o găsim. Așa este. Alte ori nu prea o găsim și atunci ajungem în partea de psihosomatică, ceea ce înseamnă că al nostru corp începe asta să ne dea semnale de alarmă. Boala începe în boala partea începe asta psihică, da. Cu mulți ani în urmă, mulți probabil, în și apoi încet încet somatizăm până când se fixează și în corpul fizic. Exact, exact. Dar de foarte multe ori oamenii nu au absolut nimic pe corpul fizic, sunt încă pe partea psihică, dar nu se duc la un specialist pentru că există încă această pudoare, această rușine, această stare de a nu mă face ceilalți din jur că sunt nebun exact. Dacă mă duc la... Te rog să explici aici cum e cu nebunia și cu mersul la terapeut. Cu nebunia și cu mersul la terapeut e, din păcate, e o lipsă de educație mai mult, educație. De psihoeducație. Pentru că dacă am normalizat, practic, lucrul ăsta, dacă am normalizat mersul la psiholog... Păi ce înseamnă să normalizăm din punctul tău de vedere? Să nu-l mai privim ca și cum ar fi un... Bau, bau. Exact, sau să nu mai privim ca și cum ar fi un lucru anormal. În alte state și în România, lucrul ăsta chiar nu mai e de mult o problemă. Absolut. Adică mergi la psiholog e chiar o ca modă. Și cum... E chiar o modă. Exact. Mergi la psiholog ca și cum ai merge ești în la trend. O cafea cu prietena exact. Ta și atunci doar că de multe ori poți să o privești astfel, doar că nu mergi cu prietena ta la o cafea, mergi cu un om care a studiat, un om care a trecut personal prin formări.
Și de prin medicatul personal. La filau, terapeuții, psihoterapeuții, au trecut toți sau aproape toți, mi se pare mie, prin traume importante ale vieții lor. Eu cred că terapeutul care trece printr-o experiență de genul acesta și și-o vindecă lui sau este pe, într-un proces de vindecare, cred că lucrează oarecum mai atent cu clienții. Ce spui? Sau mai bine, sau mai bine. Înțelegător. Fiecare dintre noi avem traume, adică toți venim cu un bagaj emoțional. Absolut. Fie că, nu știu, te-ai simțit, poate ai un sentiment de abandon pe care nu știi. Ajungem la rănile cuibui. Acestea, exact. Că vreau să vorbim despre și ele. Sau diverse altele. Sau poate chiar ți s-a întâmplat ceva peste care ai trecut cu greu. Nu-i musai dacă ești psihoterapeut să fi trecut printr-o situație traumatizantă foarte gravă. Dar neapărat ca să fii psihoterapeut trebuie să-ți faci parte de dezvoltare personală. Și acolo cu siguranță diseci foarte multe lucruri, adică diseci tot ce s-a întâmplat din copilărie și până acum. În cele mai fericite cazuri reușești să desfaci poate, nu ceaba, chiar toate straturile, să dar să ajungi dai de aproape toate de miez. Pentru că de fapt ăsta e un proces care nu se termină. Adică nu pot să spun, am fost la, nu știu, Câte ședințe ar fi necesare astfel încât un om să depășească o anumită stare, să depășească... Uite, vreau să te întreb care este latura de jos, prima fază a unei afecțiuni psihice destul de complicate. E partea aia de anxietate sau e frica la început și apoi anxietatea? E frica la început, după că anxietatea deja este o afecțiune în sine, adică nu neapărat o afecțiune. Dar după frică vine anxietatea. După frică. E o frică generalizată, e o frică care deja... Frica... De unde vine frica aceasta? Deci care este baza fricii? Pentru că majoritatea psihoterapeuților vorbesc despre frica aceasta care apare la un moment dat, că rădăcina este în frica de moarte. Rădăcina este în frica de moarte pentru că, de altfel, atacul de panică se aseamănă efectiv cu, adică, în esență, da, în atacul de panică... Da, e iminența morții atunci, exact, în atacul de panică, sigur că acolo da. Acolo se termină sigur, totul da, și da, nu da. Mai e nimic după. Da. Și atunci, da, dar dincolo de asta, anxietatea își are de multe ori rădăcina în traumele... nerezolvate. Din perioada mică a vieții. Cel mai probabil din cel perioada probabil. Mică, pentru că, de fapt, ce se întâmplă în perioada și de ce vorbim atât de mult de perioada mică a vieții, este pentru că în perioada mică a vieții nu prea le conștientizăm. Adică psihicul nostru este atât de... creierul nostru are nevoie de mecanisme de autoapărare, în așa fel încât să putem trece peste anumite evenimente traumatizante fără să murim atunci, da? E ca atunci când ne tăiem un deget și nu murim pe loc, pentru că avem un cocktail suficient de important de neurotransmițători care nu ne lasă. Da? E adrenalina, exact. Și multe altele care nu ne lasă să murim de durere la momentul respectiv. Și nici să ne curgă tot sângele pe acolo și să murim. Și așa mai departe. Organismul nostru și mai ales creierul și organismul e foarte deștept. Exact. E suficient de inteligent încât să își păstreze resurse. Da? Așa se întâmplă și cu copilul când e mic. Își dezvoltă mecanisme de autoapărare psihice, da? Ca să poată trece peste anumite situații traumatizante. Exact. Dar copilul când e mic și ajungem la partea asta de răni, da. Suferă diferite răni la momentul respectiv, da. În copilăria mică, mare, în adolescență, pe care le ține în el, probabil că nu știe să exteriorizeze, cu siguranță nu știe, și vreau să ne spui câte răni sunt și ce răni sunt, rănile care mai târziu ne fac să somatizăm până ajungem la boala fizică. Dacă pentru că sunt referim câteva răni importante. Da, de rana de abandon, da, te rog de să le enumeri și puțin să le dai câte o explicație mică la fiecare, astfel încât cei care ne ascultă și ne urmăresc și ne și văd să înțeleagă. Depinde acum. Există diverse abordări, nu sunt neapărat pe, adică nu merg neapărat pe partea de rana de, pentru că nu e, nu știu cum să zic. Dar cum te exprimi tu? Cum ne referim efectiv la experiențe traumatizante sau există anumite experiențe care ne definesc comportamentul pe viitor. Da? Pentru că, de fapt, ceea ce se vede este un comportament. Da? Și atunci, în momentul în care noi ajungem într-o anumită situație și ne comportăm într-un anumit fel sau ceilalți se comportă într-un anumit fel cu noi și atunci ajungem să ne simțim trigăruiți sau ajungem să ne simțim, nu știu, că suntem respinși,
că ne simțim că ne abandonează partenerul. Simțim Uite, îți dau un exemplu concret din copilărie. Îngrijitorul permanent al unui copil, să spunem, de cele mai multe ori, probabil că atașamentul cel mai mare îl ai față de mamă, în mica copilărie, și apoi depășești și... Mă rog, schimbi, poate te duci spre tată sau nu. Sau spre cei sau care te îngrijesc. Da, când sigur nu e că neapărat tu timpul mama Cum simți, când simți rană de abandon, de pildă, rană, traumă de abandon, atunci când ești în copilăria mică și când te îngrijește mama? Sunt foarte, când se întâmplă? Sunt foarte multe. Când te lasă la bunici, când te lasă în grijă altcuiva, când te lasă cu bona? Se poate întâmpla asta. Încă o dată vin și spun, e foarte important ce face adultul sau ce a făcut adultul la momentul respectiv. Da? Și pentru că deci a făcut adultul față de tine copil. Adultul față de tine copil. Da, pentru că e clar că atunci când ești mic nu poți să conștientizezi. De exemplu, eu acum, dacă trec printr-o situație grea, da? Pot cu mintea mea de adult și o minte lucrată, da? Să filtrez totul în așa fel încât să spun, ok, e o situație limită, dar pot găsi resurse. Adică pot să trec peste asta mult mai ușor. Ei, un copil nu are altceva de făcut decât să interpreteze în felul în care simte. Ideea e că, din păcate, pe vremuri, și atunci de aia vorbim foarte mult de psihoterapie acum, pentru că avem nevoie de psihoterapie. Pe vremuri nu venea niciun părinte să-i spună copilului, știi, îmi pare rău că am făcut... asta. Să-și ceară oarecum scuze, iertare. Și spună, da, sau să reasigure copilul că nu se întâmplă și nimic. Și că e în siguranță. Exact, da. Pentru că, de fapt, despre asta e vorba. Dacă în psihoterapie lucrăm în diverse metode, da, și mergem un pic în spate și ne ducem într-un eveniment pe care noi l-am perceput ca fiind traumatizant. Repet, nu trebuie să fie neapărat din partea părinților nu știu, adică niciun părinte nu-și dorește să-și traumatizeze copilul, indiferent. Da, eu mă gândesc că și părinții au fost traumatizați la vremea lor și că n-au știut, poate sunt părinți, nu, cu siguranță sunt părinți care n-au primit niciodată de la părinților sau bunicilor te iubesc. Cu siguranță, și atunci noi mergem cu tiparele astea în continuare. În continuare. Da, și le transmitem ca și moștenire transgenerațională copiilor noștri. Asta e. Da. Și mă gândesc, pentru că îmi vorbești de transgenerațional aici, mă gândesc la Bert Hellinger, care este părintele acestei terapii. Ce părere ai despre terapiile care se practică în ultima perioadă, constelațiile sistemice, constelațiile familiale, cum crezi că ajută și dacă ajută cu adevărat? Nu există un lucru care ajută exclusiv. Nu există un holy grail, nu există o rețetă general valabilă pentru toată lumea, pentru că de altfel am apăsat un buton și ne-am face și s-ar întâmpla, da. S-ar întâmpla minune. Da, așa cum unii oameni aleg în situații limită să se îndrepte către religie, alții aleg să se îndrepte către psihologie, fiecare alege în ceea ce crede. Iar fiecare dintre aceste terapii este potrivită pentru omul potrivit. Da? Nu există terapie, mă rog, mai există, dar nu o să vorbim despre ele neapărat acum, că mai sunt și pseudoștiințe pe care... Sigur, da. Dar, iar neuroștiințele în ultima perioadă au dat atât de multe definiții și de căi și de presupuse tipuri de vindecare sau de autovindecare sau până de la autovindecare. Urmă. Pentru că se merge foarte mult pe autovindecare în ultimul timp. Cât crezi în autovindecare? Foarte mult, pentru că de fapt nostru chiar are capacitatea asta. Doar că depinde foarte mult cu ce îl infuzăm. Dacă o să-mi infuzez creierul cu gânduri negative, cu siguranță, apropo de legea atracției, asta o să atrag sau asta o să manifest, de fapt. Sau dacă am să spun, am să vorbesc, am să verbalizez mereu numai lucruri negative, cu siguranță asta o să manifest, efectiv. Adică dacă voi atrage, că e legea atracției. Și gândindu-ne la legea atracției, dar dincolo de asta, dacă asta eman, adică, dincolo asta de legea, asta atrag. Exact. Că dacă asta sunt am. Un om negativist, dacă sunt un om rău, să zicem, da, alarmist. Că, exact. Asta vei primi de la oamenii din jur. Da. Exact. Ori vei primi o respingere, pentru că oamenilor de fel nu prea le plac
catastrofi, știi? Da? Inventăm cuvinte astăzi, exact, seară, da. E ok. Da, e ok, bineînțeles, până la urmă. Dar asta manifest, asta primesc, dincolo de legea atracției, pentru că nu toată lumea rezonează cu partea asta de... Ai avut la cabinet oameni care să fie catastrofiști de aceștia și să nu reușești la un moment dat să-i scoți din ale lor? Adică oameni care să vină cu afecțiuni destul de complicate, care să se fi dus deja încă spre partea fizică destul de tare și să continue să meargă pe partea asta a negativității, a catastrofelor. Da. Și mă refer și la știrile astea care în ultima perioadă ne-au invadat și atacă foarte mult psihicul uman. Da. Ai întâlnit la cabinet? Ai la cabinet așa ceva? De foarte multe ori, oamenii care sunt în continuare, adică dacă intri într-un proces terapeutic și te angajezi în el, e clar că ar trebui să renunți la partea asta, adică ar să te lași, un pic liber. Ideea e că oamenii de obicei, dacă nu sunt dispuși să renunțe la partea asta, vor renunța la terapie. Deci renunță la terapie. Da, pentru că... Adică e degeaba. Exact, e degeaba. Și... Dar tu le spui, Daniela, când vin și vezi că ei nu fac ceea ce ar fi bine să facă, tu le spui să renunțe, că nu e bine să mai vină? Cel mai fair asta este. Exact, adică să poți avea o discuție cu clientul tău, pentru că nu e un pacient. Nu e client, și eu am folosit client. Exact. Da. Am mai auzit formularea asta, am vrut să o clarific. Nu, și eu tot client zic, pentru că când așa folosiți și voi. Cu siguranță. Când vorbești cu clientul tău, e foarte important să fii sincer, pentru că dacă îți dorești sinceritate și respect și încredere, trebuie să oferi același lucru. Iar în momentul în care ajungi într-un punct... limită sau într-un punct mort, e foarte important să-l poți comunica cu blândețe, pentru că nimeni nu vrea să-și audă terapeutul, absolut, cum spune absolut. Dar trebuie să existe o comunicare foarte, foarte sinceră în direcția asta, pentru că pe de altă parte tu ca și psihoterapeut te poți frustra, pentru că în loc să vezi omul cum înflorește, îl ai în același punct și el chiar nu are sens. Adică, uite, până la urmă, psihoterapia nu, din păcate, la noi în țară încă nu este foarte, nu e decontată. Nu e la modă, nu e, da, sigur, exact, că da. Și atunci, dacă mergi și dai bani, ar fi important și minunat să te dediți să procesului. Să te și ții de chestia asta și să faci ceva pentru tine. Mă gândeam acum referitor la... dacă respect sau nu respect ce spune psihoterapeutul, mă gândeam la mediul în care trăiești și îmi vine în minte acum Bruce Lipton, dacă îți place sau dacă știi, cu epigenetica și cu faptul că dacă iei un om și îl pui într-un mediu, îl așezi într-un mediu în care va veni în contact numai cu lucruri negative, numai cu oameni cărora le plouă și le fulgeră, iar el este un om pozitiv, să zicem că este un om oarecum, quasi pozitiv, să zic, și îl duce în mediul acela. Corect. El se transformă? Cel mai probabil. Adică devine la fel cu mediul? Cel mai probabil, da. E ca atunci când pui o floare și o crești într-un mediu... Nu, o lămâie stricată poate strica un vagon de lămâi bune. Exact, exact. Cam așa e. Adică, efectiv, s-au făcut studii pe gemeni care au fost crescuți în medii diferite. Da? Deci gemeni. Născuți gemeni și crescuți în medii diferite. Și fiecare dintre ei a manifestat ceea ce a văzut, în ceea ce a experimentat în mediul respectiv. Și atunci, da, pot fi de acord cu această idee. Că teorie pe care... Epigenetica o propulsează acum, corect. Sigur că da. Și Bruce Lipton povestea despre experimentul pe care l-a făcut în laborator, punând celule, deci diferite tipuri de celule pe care le pui în diferite medii și poți și face din celulele pe care le iei dintr-o anumită zonă să te duci să naști elemente din altă zonă a corpului. Da. Ține foarte mult de mediu. Da. Dar revin un pic la Bert Hellinger și te întreb, cât contează genetica în toată povestea aceasta a îmbolnăvirilor psihice, să spun? Contează. Cele care contează acum foarte mult pentru bolile degenerative. Pentru că vârsta la bolile degenerative a scăzut mult. Corect. Dar există la fel teorii care afirmă că genetica nu e cea mai importantă parte. Acum, și dacă ne gândim la bolile
grave la cancer. Da. Se spune că toți avem acele celule, doar că... Da, toate corpurile le conțin, dar nu toți manifestă. Nu toți manifestă. Și atunci contează foarte mult exact ce spuneam de psihosomatică. Da? Cât de atitudine. Și mai mult decât atât, cât de repede ne dăm seama de semnalele pe care le trage corpul nostru. Pentru că el ne trage semnale de alarmă pe parcursul vieții. Da? Și inclusiv, ani de zile sunt trase aceste semnale de alarmă. Inclusiv dar probabil că le ignorăm cam mereu. Le ignorăm sau de multe ori nu le... Da, de cele mai multe ori le ignorăm, cam asta e. Adică spunând nu e nimic, trece. Exact. Și atunci ne îndreptăm către medicină, către... Exact, tratăm, exact, de fapt, cauza, efectul și nu cauza. Efectul și nu cauza, da. Sigur că da. Pentru că tratăm cu medicamente efectul, nu ajungi la rădăcină, nu ajungi la cauză. Nu la rădăcină, da. Cum ai putea să ajungi la o cauză, Daniela, punându-ți întrebări? Pentru că e foarte important, am înțeles că la voi la terapie e foarte important să spui întrebările până când ajungi la rădăcină. Până și cum înveți, cum lucrezi efectiv cu un om care îți vine la cabinet cu o problemă și care nu știe să facă nimic cu el? A trecut de la anxietate, e în depresie, să spunem, și mai ales că, uite, am depășit perioada aceasta, acum e perioada cu războaiele, perioada cu cutremurele. Trăim aceste vremuri. Asta e. Sunt Daniela Vlad, invitata mea este Daniela Puia, psihoterapeut. Mulțumesc echipei din seara aceasta. Oameni buni, dacă aveți întrebări pe care să le adresați Danielei Puia, vă rog să ne apelați la numărul de telefon 0236 319 185. Sunt foarte multe probleme pe care oamenii le au, le conștientizează, unii nu le conștientizează, dar în continuare rămâne această pudibondărie și rușine și nu știu cum să-i mai spun. Da, mi-arată cineva ceva, însemn? Ah, întrebarea, nu, rămâne. Mai târziu luăm și întrebările din studio. Mi-arăta Vlad în studio că are o întrebare de adresat Danielei. Am spus așa că cei care suntem aici în studio putem adresa și noi întrebări, dar vă aștept cu întrebările voastre. Daniela, te rog să continui dacă vrei să mai continui la ceea ce vorbeai înainte de publicitate, dacă nu revin eu la anumite lucruri care ar trebui discutate în seara aceasta, dar ar trebui să țină emisiunea un an. Mai mult de un an, da. La cât mi-am notat eu și la câți specialiști sunt pe domeniul acesta, nu mai zic, sunt enorm de mulți. Revin puțin la Gabor Mate, pentru că Gabor Mate a venit și la noi în țară, da, și a susținut conferințe. Și vine de câțiva ani buni. Da. Iată, Gabor Mate este unul dintre oamenii care a trecut prin traume importante în viața lui și a avut are experiența aceasta și atunci tratează cumva altfel. El afirmă de foarte multe ori, gândindu-se la... atacă foarte mult subiectul sclerozei în plăci. Și atunci, legat de asta, pentru că și în cartea Când corpul spune nu, vorbește despre cazuri foarte multe de scleroză în plăci și de foarte multe afecțiuni fizice. Omul se duce la doctor, îl doare, are nu știu ce stări, nu poate să meargă, nu mai poate să se deplaseze deloc și atunci ajunge în cărucerul cu rotile, dar merge la doctor și tratează, cum am spus, efectul. Gabor Mate spune despre această afecțiune extrem de importantă care distruge organismul într-un final și duce la moarte, că provine din momentele din viață în care n-am știut să spunem nu. Pentru că îți este rușine, îți este frică, îți este jenă, îți este milă, nu poți să spui nu. Pur și simplu tragi de tine ca de un animal la jug până când pici tu. Da. Și spui, bun, sunt obosită, dar din oboseala aceea te duci pe boala, somatizezi și te duci pe corpul fizic. Așa e. Cum este cu acest nu, Daniela? Cum și când trebuie să învățăm să spunem nu? Trebuie să învățăm de foarte mici să spunem nu. Adică e foarte important să poți să-ți comunici nevoile într-un mod asertiv, adică să poți să spui, nu vreau asta, nu vreau acum... fără să-ți fie neapărat teamă că... Da, dar știi, când ești mic și spui lucrul acesta, părintele spune, Coanică, nu, faci cum spun eu. Așa e. Te rog, spune-ne aici cum e cu treaba. Sunt în situația în care lucrez și cu copii. Exact, exact. Și atunci, așa e. De multe ori nu suntem pregătiți să acceptăm un refuz. Da? Adică noi ca adulți.
pentru că, de fapt, ceea ce ni s-a întâmplat nouă și noi transmitem mai departe, apropo de partea de da, și de tipare, și de tipare sigur. Și de absolut tot. E foarte important să lăsăm copiii să spună nu. Da? Acum, chiar atunci când pe noi ne enervează nu-ul acela al copilului. Chiar atunci când pe noi ne enervează. Pentru că el știe foarte bine ce vrea exact. În momentul acela. Adică dacă învățăm copilul să-și asculte corpul, să-și asculte nevoia, putem să-l învățăm și să spună nu, adică să refuze ceea ce el nu vrea să facă într-o manieră în care să nu rănească pe nimeni și nici pe mine ca adult să nu mă duc într-o situație în care... Dar dacă copilul meu îmi spune nu, răspicat, nu, el știe să spună nu. Eu ca părinte zic, uite, mă spune nu, dar pentru el e bine să spună da, să facem lucrul acesta. Cum pot să fac să fie mai dulce toată această poveste, să-l fac și pe copil să facă lucrul acela dacă e benefic pentru el, dar să nu îl traumatizez și să nu-l fac ca mai târziu în viața lui să nu știe să spună nu. Ideea e că... Cum faci asta, Daniela? E un curent acum minunat. Te rog. Care pe mine, într-o măsură, nu pot fi de acord cu positive parenting. Adică... Deci nu ești de acord cu... Nu foarte tare. În sensul în care eu sunt de părere că... trebuie să avem echilibru în toate. Adică nu pot să vin și să nu-i spun niciodată copilului nu, pentru că nu se va întâlni niciodată cu nu. Viața e plină de refuzuri. Da? Și atunci nu pot să nu pregătesc un copil și pentru treaba asta. Ce pot să fac, în schimb, este să fiu atentă la nevoia lui. Adică să-mi dau seama ce e în spatele acelui nu. De ce îmi spune copilul nu? N-a înțeles exact. Nu se simte în siguranță. Nu vrea să facă, nu poate. Nu știe cum și are nevoie de ajutorul meu și atunci pot să vin și să-l ajut, da? Să încep să caut un pic, să-mi dau seama, să pot să-l reasigur că e în siguranță, că sunt lângă el, că-l ajut, că-l susțin. Adică diverse situații sau poate chiar nu se simte de confortabil în momentul respectiv să facă un lucru. Eu pot să vin și să încerc să nu neapărat să negociez partea asta, dar să-l ajut să înțeleagă ceea ce simte. Și atunci trec peste partea de traumă. Nu mai există traumă în momentul în care e un adult responsabil și echilibrat lângă tine, care te ghidează să treci prin anumite situații care, copil fiind, cu siguranță ți se pare inconfortabile. Adică de la o banală frică de a trece peste, nu știu, un râu. Exact. Da? Până la multe altele un pic. Ești de acord cu interdicțiile părinților în momentul în care un copil vrea să se joace într-o băltoacă și vrea să bată cu picioarele în băltoaca aceea ca să se stropească, să vadă experiența aceasta, să o trăiască. Nu. Și părintele vine și îl trage și îl și bate și nu te mai băga, te murdărești, te-ai murdărit. Ești de acord să se bace copilul în băltoacă? Sunt foarte de acord pentru că e experiența lui. E experiența lui și dincolo de experiența lui e despre dezvoltare și despre învățare. Da, pentru că dacă ne gândim la noi, dincolo de partea asta, părinții noștri n-au știut că ne pot traumatiza, n-au știut cum să procedeze, n-au știut să ne încurajeze să ne exprimăm emoțiile, să ne învețe ce simțim, când simțim, ce se întâmplă cu noi și de ce uneori ne simțim în pragul unui tantrum, dar nu știm ce nu se știm întâmplă ce acolo. Se întâmplă. Da? Ei, avem ora exactă, Daniela. La ora exactă vorbim despre tantrum. Ora exactă și revenim. La 19 despre tantrum. Explică și ce înseamnă tantrum pentru cei care nu știu. Cei mai mulți știu acum. Da, crizele de nervi. Crizele acela când te trântești, te dai cu capul de pereți, exact. Cu picioarele, urli, țipi, vreau, nu vreau. Corect. Dar copiii fac de cele mai multe copiii ori. Există și adulți care trec prin tantrum? La un nivel... Că dacă rămân imaturi exact, de când erau mici, cred că ne... fac lucrul acesta. Da, există. Era nivel de furie, de mânie. Cu siguranță. Sigur, sigur. Știi că spunea la un moment dat profesorul Constantin Dulcan, care mie îmi place, nu știu dacă îl urmărești și dacă îți place, spunea că 5 minute de mânie, de furie, ne ia 6 ore din lucrul sistemului nostru imunitar. Mm-hmm. Și dacă înmulțim 5 minute, cu câte minute facem noi și vedem cam câte ore ne ia din sistemul imunitar, deci ne ia din viață mult timp. Cu siguranță. Vorbeam despre copiii care fac tantrum și... Da. Și despre faptul că părinții barează chestia asta. Nu doar tantrumul, dar și explorarea.
Dacă exact, ne gândim, dincolo exact, de faptul că ai noștri părinți n-au știut să ne îndrume foarte bine, pentru că nici pe ei nu i-am învățat absolut nimeni. Au făcut exact ce au știut mai bine. Și ceea ce au adus din absolut, spate. Absolut. Dar dincolo de asta, noi suntem generația, adică eu cel puțin, suntem generația care am trăit, am stat foarte mult afară, ne-am jucat și în noroi și în zăpadă și peste tot. Da? Și ajungeam poate acasă cu hainele pline de... murdare, exact, rupte poate, cu genunchii rupti, plin de sânge. Exact. Absolut. Ideea e că ne-am învățat foarte mult în mediu. Sigur. Da. Sigur. Acum, din păcate, dacă nu lăsăm copiii să experimenteze, vom avea copii care nu au sistemul imunitar foarte întărit, vom avea copii care nu vor să se murdărească și deci nu vor să socializeze cu ceilalți. Dar nici psihicul nu-l vor avea foarte întărit. Exact. Și nici fizicul. Și copilași foarte, foarte sensibili care sunt... sistemul imunitar, da. Și atunci, da, sunt de părere că copiii trebuie lăsați să se joace și să experimenteze. Vin și întreb, pentru că suntem pe final și voiam să-ți să fac și testul acela rapid cu tine și nu mai știu ce mai avem timp să facem. Spune-mi cât de importantă este mișcarea și kinetoterapia atunci când vorbim despre oamenii care vin la cabinetul tău, oamenii care au probleme emoționale, să le spun. Da, să le spunem să așa. Să le spunem așa. Că nu e musai să ai o problemă. Nu o problemă, o situație. Treci prin o situație delicată, poate. Da, și atunci nu reușești sau nu vrei să iei tratament medicamentos și apelezi la terapiile alternative. Uh-huh. Kinetoterapia, mișcarea. Ce părere ai despre foarte ea? Foarte importantă. Noi avem un centru pe care l-am deschis. Avem și partea asta de kinetoterapie. Dar chiar dacă mergi la psihoterapeut și nu-ți mai permiți și partea de kinetoterapie, poți să mergi să alergi, poți să mergi în natură. Adică toată partea asta de conexiune cu natura și de mișcare, da? Nu e numai un secret pentru nimeni că tot ceea ce eliberează sportul în corp sunt doar hormoni foarte sigur buni. Sigur că da. Și atunci, sunt neurotransmițătorii aceștia pe care îi eliberează corpul în cantitate mare exact, atunci când cei benefici. Cu siguranță. Când alergăm, când ne mișcăm. Și atunci, cu siguranță, e o parte foarte importantă. Endorfine, serotonină, dopamină și așa mai departe. E foarte important sigur să facem mișcare. Indiferent. Ești de acord cu mișcarea? În toate situațiile? În toate situațiile. Inclusiv în situațiile în care corpul e destul de șubret. Chiar și atunci și nu se simte atât de bine, dar e important da, să faci mișcare. Da, da. Eu mă gândeam de multe ori că atunci când nu poți să te deplasezi foarte bine, poți să faci și în pat, pe o canapea, pe o saltea, pe jos, simplă, te miști. Și o simplă ieșire. Absolut. Adică o plimbare simplă, exact, o plimbare lejeră, simplă, lejeră, faci mișcare. Recomanzi mersul pe jos. Da, da. Foarte da, mult. Cum e cu stima de sine? Pentru că se merge foarte mult pe stima de sine. Ai stimă joasă de sine, ai stimă ridicată de sine. Cum e cu această stimă de sine? Stima de sine e clar că se construiește încă din copilărie. Și părinții, pentru că mă adresez foarte mult părinților, pentru că noua generație chiar are șansa să crească frumos. Pentru că noi acum avem atâta informație, e păcat să nu facem uz de ea. Stima de sine se construiește încă din mica copilărie, da? Adică dacă îmi încurajez copilul, dacă îi dau șansa să facă pentru sine, dacă îi dau inclusiv șansa de a greși și de a o lua de la capăt într-o formă... Să-și trăiască viața lui, practic. Trăiască viața lui, exact. Dar nu mergem pe aroganță, nu facem un arogant din copil și nu facem un, eu știu, un orgolios. Nu, nu o să facem un arogant dintr-un copil dacă vom avea întotdeauna principiul echilibrului în minte. Echilibru, dreapta adică măsură, echilibru tot timpul. Și dreapta măsură în toate, pentru în toate, că inclusiv ce e prea mult, absolut, nu e de dorit. Ce părere ai, Daniela Puia, despre credință, despre religie, despre rugăciune? Foarte mulți oameni care au trecut prin boli grave, care trec prin boli grave, se roagă, merg la biserică, se roagă, găsesc acolo un sprijin extraordinar de important. Nu mai spun de țările
cele care au mulți oameni, poate pe partea de religie ortodoxă, pentru că ceilalți poate mai puțin practică. Nu mai știu, nu mă duc la arabi acum, la musulmani și așa mai departe, să văd ce și cum. Dar, de pildă, oamenii se roagă în grupuri de rugăciune pentru cineva care este bolnav. Și la un moment dat ai bucuria ca omul acela să se ridice și să se facă bine. Da, ce părere ai despre ce vorbesc eu aici? Adică credința, rugăciunea, credința? Credința e foarte importantă. Încă o dată vin și spun, după părerea mea, nu contează care este liantul de care te agăți în momentul în care ești într-o suferință. Da? Important este să găsești și să-l găsești. Liantul pentru că acela. Pentru unii oameni poate fi religia, poate fi biserica, poate fi un... Eu n-am zis religia pentru că religiile sunt atâtea și sunt atâtea rituri. Și credința, atunci cu siguranță. Credința e altceva. Da, credința, adică poate orice. Dacă tu crezi că te poți... Există un proverb care mi îmi place foarte tare. Dacă tu crezi că poți, sigur poți, dacă crezi că nu poți, ai dreptate. Adică ai orice crezi, ai dreptate, da? Dacă tu crezi că vei putea... A, păi știi, mă duc acum că, uite, notasem aici la Daniel Siegel. Daniel Siegel spune că totul e în mintea ta. Exact. Absolut, totul e în mintea ta. Da, Daniela, trăim o iluzie, suntem într-o iluzie, adică tot ce este lume materială este o iluzie a noastră. Există teorii care asta spun. Există. Dar, cu siguranță, tot ceea ce vedem și tot ceea ce simțim este influențat de propria percepție. Și atunci fiecare percepem în felul nostru. În felul în care... Și mai am o carte aici pe care poate o recomand sau nu știu dacă o recomand, o arăt și la cameră. Este vorba de Vindecare și Recuperare, David Hawkins. Ce părere ai despre teoria lui David Hawkins, care s-a vindecat de foarte multe boli de care el însuși suferea prin puterea gândului, prin ceea ce a manifestat psihologic până la urmă. Nu l-ai studiat pe Hawkins? Nu l-am studiat pe Hawkins. Și n-ai studiat piramida lui? Nu. N-ai studiat piramida lui. Este o... Poate că pe viitor vom găsi pe cineva care să fi studiat Hawkins și să vorbim despre metodele acestea ale lui, pentru că Hawkins are la un moment dat o metodă, letting go se numește, dar cred că ai auzit de letting go. Dă drumul. Deci dă drumul la tot ce este negativ, la tot ce este în mintea ta că ai putea să ai ca afecțiune. Și atunci, deci era terapia aceea pe care el o practica chiar cu un pix, am pixul acesta. Și îmi imaginez că e boala mea, da? Și dau drumul și cade, pică. Și atunci, în același moment, mintea mea știe că s-a dus acea afecțiune. Da. Trecem la întrebările din studio, pentru că, uite, Vlad voia să ne întrebe ceva. Te rog, Vlad, să adresezi o întrebare Danielei Puia, pentru că ai ocazia aceasta. Perioada pandemiei, cât a fost pandemia, am avut o întrebare mare și am suferit de această chestie. Am stat izolat, departe de lume, ca să am șansa să văd dacă mi-afectează. Și m-a afectat foarte mult. Stând departe, nesocializând, am avut senzația la un moment dat că pierd ce este palpabil în viața reală. Ce înseamnă viața departe de societate și cum putem trata boala asta care ne împiedică să mai comunicăm cu oamenii? Te rog, Daniela. Ok, e clar că noi suntem ființe sociale, adică nu putem trăi dincolo de o societate. Așa cum s-au întâlnit cazuri de copii crescuți de lupi, care atunci când au fost readuși în societate nu s-au putut adapta, s-au adaptat foarte, foarte, foarte greu. Același lucru se întâmplă și cu noi. Nu putem trăi departe de societate. Suntem oameni, suntem prin definiție ființe sociale și atunci avem nevoie de asta. De aia, perioada asta de pandemie a adus foarte multe probleme cu sine, pentru că ne-am simțit obligați să rămânem izolați chiar câteodată și de propriile familii, de cei mai apropiați. Cred că am rămas izolat și acum în continuare o anumită bucată, o anumită din noi a rămas bucată acolo. Din noi, cel mai probabil. Pentru că e foarte greu să te dezizolezi. Da, e foarte greu. Plus că a venit toată partea asta cu pandemia pe niște frici care au fost amplificate și au rămas în continuare cu noi. Nu mai vorbim de tot ce s-a întâmplat în media și tot ce a venit
ca o avalanșă. A fost o avalanșă, de... sigur că da. Da. Dar, Vlad, întrebarea ta, care era esențialul întrebării tale? Cum scăpăm de anxietatea asta socială? Eu am această anxietate socială care a fost provocată de pandemie. Deci a rămas cu această anxietate socială. Și... ce îi recomanzi, Daniela Puia? Și scuzați-mă că intervin. Mm-hmm. Cred că telefonul este perfuzia mea. Dacă eu n-am avut telefonul în timpul pandemiei, am simțit ca și cum aș muri, efectiv. Vezi ce senzație de moarte iminentă, da. Erau atacuri de panică, poate. Avem și ascultătorul pe fir, astfel încât trebuie să preluăm și ascultătorul. Ce recomanzi, Daniela Puia? Expunere. Expunere. Fără expunere nu va. Adică să meargă în locurile unde îi face plăcere, probabil, nu? Da, și să se înconjoare cu persoane care îl pot susține, efectiv. Și psihoterapie, pentru că altfel nu. Adică există posibilitatea ca acolo să fie mai alte cauze, un pic mai profunde decât ce a adus pandemia, poate a amplificat, a venit și a adăugat peste ceva ce exista acolo. Și atunci e destul de dificil ca un sfat de suprafață, dar... psihoterapie cu siguranță. Dacă există o anxietate din asta generalizată, se poate rezolva cu siguranță. Mulțumesc. Preluăm și ascultătorul nostru în direct. Alo? Bună seara și bine ați venit. Cum vă numiți? Mioara Munteanu Son. Mioara Munteanu, bun venit în seara aceasta cu noi, aici pe 92,4 FM. Am două întrebări rapide pentru doamna psihoterapeut. Te rog. În primul rând, e o curiozitate și personală, dar și generală. Cum deși a ales să lucreze cu copii speciali? Mioara Munteanu te întreabă, Daniela Puia, cum de ți-ai ales să lucrezi cu copii speciali, pentru că data trecută în emisiune am vorbit despre lucrul tău cu Fantasticii Down și iată Mioara fiind în mijlocul copiilor cu sindromul Down și fiind președinta asociației, te întreabă cum de ți-ai ales lucrul cu copiii speciali. A fost un cumul de factori care m-au dus către copii speciali, dar am simțit o conexiune din timpul facultății încă, către partea asta de copii speciali. În plus, am simțit că pot să-mi aduc aportul asupra dezvoltării lor prin prisma faptului că pot discuta cu părinții și atunci toate cunoștințele pe care le-am acumulat în psihoterapie pot să le pun în sprijinul și în părinților, practic, tocmai pentru beneficiul copiilor. Pentru că nu vin doar copii speciali la noi la centru, vin și copii tipici, vin și copii cu probleme de logopedie sau doar care au nevoie de un pic de ghidaj. Și atunci am simțit că cel mai mare beneficiu pe care îl pot aduce pentru ei este lucrând și cu ei, dar și cu părinții în același timp. Mioara? Da, de fapt mi-a răspuns și la a doua întrebare, pentru că eram curioasă dacă părinții la aflarea unui diagnostic special la copii speciali au nevoie de ajutorul terapeutului și dacă dumneavoastră a gândit în acest sens și la părinți. Terapie pentru părinți. Sigur. Da, ți-a răspuns oarecum. Mulțumesc mult. Da. Mult drag. Daniela, ești de acord că și părintele în cazul acesta ar trebui să facă terapie? Da. Din păcate, în ceea ce privește părinții copiilor speciali, părinții sunt foarte, foarte focusați pe copil. Și atunci uită partea asta de sine. Uită de cât de important este ca ei să fie bine pentru a ajuta copilul. Exact. Sigur. Bine, nu e doar cazul părinților de copii special, dar cu atât mai mult pentru că ei trec cu siguranță prin niște situații delicate. Și emoții, foarte delicate. Și acceptarea unui diagnostic nu e ușoară pentru nimeni. Sigur. Adică sunt destul de mulți factori implicați acolo. Și atunci, da, focusul meu pe următoarea perioadă, cel puțin, este să, iar Mioara știe asta, este să fac niște workshop-uri exact pentru părinți. Da, pentru că și ei sunt foarte importanți, sunt cea mai importantă parte. Păi școala părinților e foarte importantă în ultima perioadă, asta exact, e. Și nu numai la copiii speciali, și la copiii tipici, la copiii pentru că e mare nevoie de așa ceva. Da, da.
Pentru că nici părinții nu au avut de unde să primească astfel de informații. Nici părinții lor și așa mai departe. Exact. Da. Mioara, îți mulțumim. Suntem pe final de emisiune. Mulțumim că ne ascultați. Mulțumim, Mioara, mulțumim că ne ascultați și te aștept în continuare. Pentru că vom avea un proiect important acolo la Fantasticii Daun și va trebui să vorbim despre asta lumii întregi. Mulțumesc și eu. Seară frumoasă. Seară bună. Iată, vorbeam despre, mulțumesc Mioarei că a intrat în legătură telefonică cu noi și mi-e tare dragă pentru că este un om absolut special și un om care își pune tot sufletul acolo pentru copiii aceștia speciali, care sunt niște copii minunați, minunați pe toți. Vorbeam despre ceea ce putem face, am vorbit despre mișcare, despre kinetoterapie, am vorbit despre creșterea stimei de sine, terapie alternative și în cazul terapiilor alternative te întreb, mai avem un telefon în direct? Nu, o întrebare. Imediat, se termină și emisiunea noastră, ar trebui să o ținem un an, am spus eu, cred că e prea puțin un an. Și te întreb în cadrul terapiilor alternative, Daniela Puia, ce părere ai despre terapia prin râs? Se practică în lumea largă. Eu, într-un timp, am practicat, am folosit această terapie prin râs și am obținut rezultate la oamenii dragi, adică rezultate foarte bune la probleme deosebit de grele. Ce părere ai despre terapia prin râs? Chiar și la copiii speciali, chiar și la copiii tipici, chiar și la adulți. Pentru că oamenii au uitat să râdă, oamenii sunt într-una încruntați pe stradă, oriunde te duci, te lovești de încruntarea aceea care vine din problemele lor de acasă. Dar să mai închidem ușa la probleme și să încercăm să ne gândim la noi puțin. Din păcate n-am învățat asta. N-am învățat. Cum să învățăm? Uneori ne simțim un pic vinovați dacă râdem și avem o zi bună, când de fapt sunt ceva probleme. Și știi ce spun oamenii mereu? Dacă am râs, înseamnă că vine ceva rău. Da, și ajungem la credințe iraționale care de fapt nu fac altceva decât să ne saboteze, practic, zi de zi. Asta se întâmplă. Pentru că dacă stăm, asta se și întâmplă în psihoterapie, adică încerci să vezi care sunt credințele ce te împiedică să manifesti tot ce ai tu mai bun. Pentru că bucuria, cât de importantă e bucuria, Daniela? Foarte importantă. Bine, acum, principiul meu este echilibru. Adică nu pot nici să... Nici prea prea, nici foarte. Nu. Dar e foarte important. Adică e foarte important pentru că mulți dintre noi nu știm să ne bucurăm. Asta în primul rând. Da. Asta în primul rând. Din păcate nu știm să ne bucurăm. Nu știm să ne dăm fericire nouă. Exact. E bine să te bucuri de ceea ce ai. Cu siguranță. Nu să te întristezi după ce ai pierdut ceea ce ai avut și n-ai știut să păstrezi și așa mai departe. E bine să înveți din ceea ce ai experimentat. E bine să-ți faci un proces practic și să te gândești, ok, ce a vrut experiența asta să mă învețe, ce pot să iau bun din ea, dar ce pot să las deoparte pentru că nu mă ajută cu absolut nimic. Ce părere ai despre meditație? O altă formă de a te liniști, de a te întâlni tu cu tine. E foarte important. De foarte multe ori suntem foarte agitați, dar nu avem posibilitatea de a ne calma pentru că nici mintea noastră nu știe să facă asta. Și atunci dacă vin și îmi învăț practic creierul cum să se liniștească, cu siguranță se vor vedea efecte pe mai multe planuri. Eu cred foarte mult în meditație și în momente în care să stai tu cu tine și să-ți dai timp să te liniștești și să-ți simți... Lucrezi meditații cu clienții tăi? Nu fac neapărat asta. Adică nu sau fac le recomanzi? Recomand asta, da. Cu siguranță o recomand. Hai să recapitulăm puțin pe final de emisiune. N-am timp să... Îl întreb pe Alex din regia tehnică dacă mai am timp să-i adresez câteva întrebări pulver sau dacă nu, îmi spune el. 2 minute, dar aș vrea și eu să pun o întrebare. Te rog, exact, tu voiai să pui o întrebare, da. Te rog să adresezi o întrebare. O să fiu cât de scurt o să pot. Te rog. Câte solicitări ați avut din partea părinților după perioada pandemică? Din partea părinților pentru sine sau Nu neapărat pentru copiii dumnealor. Foarte multe. Hai să vedem dacă o să punem la test acum, după ce am ținut-o aici în întrebări și am mai... Ce să cam o groază de întrebări pentru Daniela, domeniul este vast. Daniela, ne promis că mai vii. Da. Te rog. Test și răspuns cu, repede. Un tratament medicamentos bine țintit sau terapie prin râs până la vindecare?
Poți să alegi și poți să alegi cum vrei. E greu pentru că sunt unele cazuri în care e nevoie și de tratament medicamentos și nu putem să îndemnăm oamenii să renunțe la asta, dar și terapia prin stări importantă. Deci le-aș alege pe ambele, în esență. Drumeție în aer liber chiar dacă nu te simți în stare sau oblojire în pat și grijă excesivă de tine? Și oblojirea în pat e importantă pentru că e tot timp pentru noi. Adică e important și să ne dăm timp și spațiu să stăm pur și simplu, că nici asta nu ne e tot timpul la îndemână și avem senzația că tot avem ceva de făcut și ceva de atins și încă ceva și încă ceva, dar și drumeții, conexiunea natura. Cu natura e... Sunt la vârsta a doua, a treia și mă joc zilnic, iată, mă joc zilnic. Sau la această vârstă chiar nu te mai poți prosti, fii serios. Ba, te poți prosti oricând. La orice vârstă. Ce frumos. Știu că îmi place, poate, stai puțin că aici vreau să-ți, așa, știu că îmi place, pot să mănânc uneori chiar mai multe prăjituri decât am voie, chiar dacă digestiv nu am așa de multă voie, dar creierul meu se bucură când mănânc o prăjitură bună sau un tort. Sau doar dieta, strict dieta. Nu, pot să mănânc și o prăjitură foarte bună ca să-mi bucur simțurile. Deci se poate și da, o prăjitură. Se poate. O zi în pat cu muzică bună sau o zi de muncă cu multă oboseală și fără bucurie? O zi în pat cu muzică bună. Mulțumesc. Marea și soarele sau muntele și drumețiile? Muntele. Muntele. Recomanzi muntele? Da. Da, din mai multe puncte de vedere. Dar și marea are farmecă. Dar recomanzi prima dată muntele? Da, cu siguranță. Aquamarin sau magenta, că tot e culoarea anului. La culoare aici. Magenta. Mulțumesc. Ce nu te doboară, te face mai puternic sau puțină rațiune nu strică? Te face mai puternic și nu prea. Adică depinde. Depinde de interpretarea pe care o dai, dar puțină rațiune chiar nu strică niciodată. Am înțeles. Compasiunea cu fapte în ea sau nu mă interesează vecinul, colegul de călătorie, copilul altuia. Nu e problema mea. Ambele. Pentru că ambele. Poate să nu mă intereseze în ideea în care să nu judec, dar totuși să am compasiune. Sfatul meu este să stai departe de situațiile traumatizante sau sfatul meu este că totul e bine să fie încercat și astfel încât să te implici. E destul de greu să stai departe de situațiile traumatizante pentru că de multe ori nu te întreabă dacă vrei să te apropii sau nu. Și atunci sfatul meu de fapt este să trecem prin toate, adică să lăsăm toate emoțiile să vină și să le dăm curs. Cu grijă și eventual dacă e cazul cu sprijin. Mulțumesc! Mai aveam și de completat, te puneam să completezi niște enunțuri, dar te las în pace și te rog, finalul îți aparține, să transmiți oamenilor ce ar trebui să facă astfel încât starea lor să fie bună. Anxietatea aproape să, nu știu dacă poate să dispară, să fie din ce în ce mai mică, să se volatilizeze acolo, în iubire, în lumină. Transmite-le oamenilor, Daniela Puia, ceea ce ai vrea tu să le transmiți chiar la cabinet, dacă ți-ar veni la cabinet. Să fie recunoscători pentru ceea ce au, pentru că cu siguranță în viața fiecăruia dintre noi există lucruri de care să fim recunoscători. Pentru că dacă ne gândim la ceea ce putem avea, cu siguranță nu ne ajută. Ne ajută să ne setăm țeluri, dar nu ne ajută să alergăm după ele și doar să facem un scop din asta. Ci să avem momente în care ne ancorăm în prezent și în momente în care ne uităm cu îngăduință la noi și la cei din jur. Asta mi se pare primordial. Să putem să mulțumim persoanelor care sunt lângă noi, să vedem binele din ceilalți și să avem grijă de noi, în primul rând. Să ne oferim nouă ceea ce am vrea să le oferim celorlalți. Mulțumesc! Și pe final te rog să asculți, să anunți cel mai important proiect care urmează în viața ta și la care ții, pentru care muncești în acest moment, copilul tău actual. Copilul meu actual este exact o serie de workshop-uri pe care le-am început și le-am denumit eu așa, Școala Părinților.
Sunt workshop-uri dedicate pentru părinți, nu doar copii, părinților pentru părinții cu copii speciali, ci părinților în general. Pentru că voi aborda teme care țin efectiv de dezvoltare emoțională, de reglare emoțională, de cum facem față situațiilor astea. O găsiți pe Daniela pe pagina ei de Facebook? Pagina Daniela mea de Facebook și pagina centrului. Oameni buni, mulțumesc pentru că ați fost cu noi pe 92,4 FM. Faceți mișcare, râdeți, bucurați-vă, mâncați și o prăjitură. Ați auzit sfaturile specialistului. Mergeți și o căutați și pe Daniela pe pagina ei de Facebook. Dragi părinți, mergeți la Școala Părinților pentru că e mare, mare, mare nevoie. Sunt Daniela Vlad, mulțumesc echipei din seara aceasta și vă mai aștept de fiecare dată pe 92,4 la emisiuni care să vă spună cum să facem noi toți să învățăm și să creștem împreună. Seară absolut fantastică, magică, cu jucați-vă! Daniela ne-a spus așa în seara aceasta, la orice vârstă ne putem juca. Cu siguranță. Seară frumoasă!